Un copil de doar 9 ani a fost găsit fără suflare într-o mașină. Automobilul era parcat în curtea vecinilor familiei acestuia. Tragedia s-a produs miercuri noaptea în satul Bâc din municipiul Chișinău. Oamenii legii au fost sesizați despre dispariția minorului aproape de miezul nopții. Potrivit informațiilor preliminare oferite de polițiști, băiatul s-ar fi sufocat. Oamenii legii susțin că cel mai probabil acesta a pătruns în automobil, însă nu a putut ieși. Mașina putea fi deschisă din exterior, dar nu și din interior. Polițiștii precizează că proprietarii acesteia erau plecați peste hotare. Cauza exactă a decesului urmează a fi stabilită. Oamenii legii au inițiat o anchetă penală pentru elucidarea tuturor circumstanțelor în care a murit băiatul.